În acest weekend, Muzeul Regiunii Porților de Fier a găzduit concursul județean de șah, Cupa 1 decembrie la șah, pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani. Acțiunea a fost realizată în parteneriat cu instructorul autorizat Moț Iliuță Daniel, legitimat la șah Club Oltenia Craiova. Concursul a fost organizat cu ocazia sărbătoririi zilei de 1 decembrie. La evenimentul desfășurat la pavilionul multifuncțional au participat copii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani. Șahul crește încrederea și dă claritate gândirii, iar cei mici învață, indiferent dacă pierd sau câștigă o partidă. Mă cheamă Nicol și am venit aici să joc șah. De când ți-ai descoperit această pasiune? Din august. Îmi place să joc șah. Mă cheamă Ania și am venit aici să joc șah și să iau premii. De cât timp joci șah? De aproape o lună și jumate. Și astăzi? Astăzi am pierdut, am câștigat partida 1 și astăzi am bătut. Cum te cheamă pe tine? Arthur. Și de când ți-ai descoperit pasiunea pentru șah? De 6-7 luni. Astăzi ai venit aici să joci șah? Da. Și care este rezultatul tău? Ai câștigat? Da. Pune-ne numele tău și pentru ce ai venit tu astăzi? Daria. Și am venit să joc șah. Și care este rezultatul tău de astăzi? Am câștigat. De cât timp joci șah? De 6 luni. Managerul Muzeului Regiunii Porților de Fier, Doinița Chircu, i-a felicitat pe micuți și a lansat propunerea ca în fiecare an să aibă loc la muzeu și alte concursuri de șah. În numele tuturor colegilor mei de la muzeu, vă spunem bine ați venit la muzeu într-un parteneriat care începe astăzi și va continua. În sensul că am vorbit cu domnul profesor al vostru, da? Cu domnul Daniel Moț, ca acest parteneriat să rămână unul permanent și să organizăm, cel puțin muzeul propune, 4 competiții susținute de muzeu pe an. Sunteți de acord cu această propunere? Da! Nu se aude! Da! Am fost foarte bucuroși să organizăm astăzi o competiție sportivă a minții, un turneu de șah, în parteneriat cu Șah Club Oltenia, cu domnul profesor Daniel Moț. Copiii dumnealui sunt minunați, categorii de vârstă de la 5 anișori până la 12 ani. Considerăm că șahul, care își are rădăcinile în antichitate, în romanitate, este un sport care antrenează mintea și am vrut și ne alăturăm acestui proiect și îl vom dezvolta pe parcursul anilor următori, cu mai multe competiții, cu mai multe stimulente pentru participanți, în felul acesta încurajând copiii să aleagă să facă acest sport al minții pentru dezvoltarea lor personală. Iar obligația noastră este tocmai aceea de a crea mediul în care copiii să facă achiziții valoroase pentru viață. Acțiunea a fost realizată în parteneriat cu instructorul autorizat Moț Iliuță Daniel, legitimat la Șah Club Oltenia Craiova. Stimați părinți, stimată doamna manager și conducerii Muzeului Porțile de Fier, vă mulțumesc pentru sprijinul acordat. În primul rând, copiii minunați cu care am clădit un club sportiv educație prin șah, exact cum a zis doamna directoare, ne educăm prin șah. Un proiect foarte, foarte important care se va implementa la începutul anului 2022, începem cu predarea șahului în școlile din județul Mehedinți. Chiar voi, copiii, o să fiți profesori la clasă, exact cum am discutat și la clubul sportiv. Vă mulțumesc, în primul rând, că ați fost foarte cuminți, foarte atenți și ați respectat regulile care le-am discutat. Deși n-am început de mult, de 6 luni, am început șahul, unii dintre voi sunteți chiar de o lună de zile. Și cum a zis și doamna directoare, meritați, este doar meritul vostru, al părinților voștri, că v-au educat foarte, foarte bine și într-un mod armonios și plăcut. Și poate este și meritul domnului profesor că, da? Poate, nu, poate că ați învățat să mutați
și să jucă așa. Am organizat un turneu de șah la nivelul județului Mehedinți cu ocazia sărbătorii Zilei Naționale a României. Un turneu în care s-au înscris 20 de copii, copii aparținători ai clubului nostru, un turneu cu rezultate foarte bune, fapt care a decurs la calificarea unora dintre ceilalți copii la final național a campionatului național ce se va desfășura în aprilie la Călimănești Căciulata. Câți copii au participat? Au participat 20 de copii, 10 băieți și 10 fete, cu vârste între 6 și 12 ani. Spuneți-ne, vă rugăm, despre asociația dumneavoastră de șah. Da, Clubul Sportiv Educație prin Șah a început un proiect acum 6 luni de zile, un proiect educațional care se va desfășura pe o perioadă de 5 ani de zile. O să începem și cu predarea în școlile din județul Mehedinți. Noi de față suntem în parteneriat cu Muzeul Regiunii Porțile de Fier și o să încercăm să fie foarte, foarte bine pentru toți copiii din județul Mehedinți care vor să învețe șah. La sfârșitul concursului de șah, toți copiii au fost câștigători și au primit cadouri din partea muzeului. Locul 2 la 12 ani, tot o debutantă, Stan și Admina Gabriela. Mai atunci pe tabă, da? Șahul îmbunătățește concentrarea și dezvoltă gândirea logică, promovează imaginația și creativitatea.